Dificultatea cu care România absorbe fondurile europene a fost discutată în deschiderea celei de-a șasea ediție a Forumului Financiar al Țărilor din Europa Centrală și de Sud-Est. Șeful Departamentului pentru Afaceri Europene, Vasile Pușcaș, a menționat faptul că actualul executiv a avut în vedere soluționarea acestei probleme, acceptând mai multe măsuri, una de natură instituțională prin înființarea grupului interministerial, dar și una de simplificare legislativă care a avut în vedere adoptarea legii achizițiilor publice. Cu toate acestea, ministrul Pușcaș recunoaște faptul că utilizarea ineficientă a fondurilor structurale este un fenomen cu care țara noastră se confruntă încă de la aderarea la Uniunea Europeană și consideră că problema în cauză poate fi soluționată prin sporirea celerității și a viziunii integrate. România trebuie să aibă o dimensiune calitativă, nu doar cantitativă, asupra absorbției fondurilor comunitare, observând nu numai elementul absorbției, ci și al rezultatului. Rezultat care să se manifeste printr-o abordare eficientă și circumscrisă politicilor europene pe baza intereselor naționale. Constantin Bostină, președintele Asociației pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale, consideră că o vină majoră îi revine și actualului guvern, care nu reușește să creeze cadrul necesar în vederea accelerării absorbției fondurilor europene și că, din păcate, pentru țara noastră, problema utilizării ineficiente a banilor de către România a fost mult observată de instituțiile europene. O opinie, și aici este și domnul Idu, o opinie care există la nivelul Comisiei Europene că autoritățile administrative din România, fie că sunt guvernamentale, fie că sunt sectoriale, fie că sunt teritoriale, și citez, nu au capacitatea administrativă necesară de a gospodări în mod corespunzător fondurile structurale. Deci iată ce mai știm. Nu numai noi știm. De la Uniunea Europeană ni s-a pus eticheta clară că nu avem la nivelul autorităților capacitatea necesară de a gestiona fondurile structurale.